De câteva săptămâni a început recoltarea legumelor de pe câmpurile patriei. După un an cu inundații și secetă, fără subvenții și cu eventualii cumpărători în criză, agricultorii nu prea au cui să vândă producția și așa la jumătate față de anul trecut. Varza, cartofii, ardei, morcovul sau castraveții nu mai sunt căutate ca în alți ani, când gospodinele umpleau cămările cu provizii pentru iarnă. Anul acesta au fost mai multe precipitații, am pus mai mult în față de anul trecut, dar mai puțin de jumătate a fost luat de calamități. Unde a fost sănecat și ploi mult, uitați-vă, a rămas în buroiană, nu s-a putut intra la prășit, nu s-a putut. Sunt terenuri în care producția este jumătate, în altă parte de loc, din cauza că foarte multe terenuri au fost inundate aici în Mireșovuți. Pentru această situație, agricultorii dau vina pe ajutorul mic din partea statului, care comparativ cu alte țări oferă subvenții infime. Nu ne sprijină nimeni. Să te sprijini statul, deci să vină ca să... Da, asta. Ca să putem merge mai departe, din an în an. Nu poți să înaintezi. Bagi banii, dar toamna se numără boboci. Cine îți dă subvenție? Un alt motiv pentru vânzările mici pe care le au, spun țăranii, sunt bișnițarii din piețe care ajung să ofere clienților produse la a treia sau la a patra mână, ceea ce duce automat la creșterea prețurilor, dar și apariția hipermarketurilor care au la rafturi produse aduse din alte țări. Piața de desfacere este compromisă. Deci unde mergem trebuie să împărțim. Noi dacă mergem, cumpărătorul, omul de rând de la bloc, de la oraș, cumpără a patra mână. Varza să ia de aici, de la noi, la un preț și să vin din piață mai scump, sunt cămătare, așa sau cum le spune. Mai rău, că nu putem vinde și nu avem unde, că mai de mult mergeam în piață și aveam acolo loc, puteam vinde cum era, dar puteam vinde, dar acum nu avem deloc unde. Bișnițare și atâți care cumpără și vând, dar noi nu avem. În ceilalți ani mai câștigam, pentru că nu aveam concurenți cum erau supermarketurile. Deci produsele noastre erau cumpărate în țară pe piețe. De când avem concurență, mai puțin bani și produce mult, dar dăm ieftin. În aceste condiții, producătorii recunosc că, dincolo de munca pe care o depun pe tot parcursul anului, nu se poate trăi decent din agricultură, eforturile lor nefiind apreciate la valoarea reală. Ei vând cartofii, morcovi, ceapa și varza cu 1 leu, varza murată cu 2 lei, iar ardeii cu 3 lei. Problema e că nu e chiar așa mare vânzare. Nu sunt cumpărători. Deci cumpărători, lumea, vedeți că e săracă, e și criză și prețul e ca și anul trecut. Aproape. Chiar dacă motorina s-a scumpit, chiar dacă lucrările agricole s-au scumpit, noi am rămas la același preț. Cu toate acestea, agricultorii din Mileșovuți se laudă cu legume bio, rețete unice de murături și prețuri foarte bune. Zona Mileșovuțului este recunoscută în toată țara pentru murăturile de aici, dar în special pentru varza murată, care este ținută în butoaie imense scufundate în iazurile din localitate. Rețeta adevărată a fost transmisă din generație în generație și nu este dezvăluit secretul care face varza murată atât de căutată.